Potrivit sintezei săptămânale a Camerei Deputaților, în ședința de plen de miercuri au fost aprobate nouă proiecte de legi. În premieră însă, listingul de vot nu mai poate fi consultat pe site-ul Camerei Deputaților, iar opinia publică nu poate ști cum a votat un anume deputat. Săptămâna trecută, reprezentanții majorității din Camera Deputaților au decis suspendarea sistemului electronic de vot. Potrivit regulamentului, deputații au la dispoziție trei modalități de vot deschis, electronic, nominal sau prin ridicare de mână, iar ei au votat nominal doar pentru renunțarea la sistemul electronic, însă au decis să adopte proiectele de lege prin ridicare de mână. Adică, din trei modalități de adoptare a legilor, au ales-o tocmai pe aceea care exclude orice posibilitate oficială de identificare a votanților. Practic, parlamentarii scapă de articole de presă incomode de genul: Vezi aici cine a votat pentru pensiile speciale ale aleșilor. În plus, nu va exista niciun temei juridic pentru contestarea unui vot în cazul unor controverse privind numărul de mâini ridicate. Însă, surse din mediul politic au indicat și un al doilea posibil efect, derobarea de răspunderea penală. Numai un indiciu în iunie 2014, DNA a început o anchetă care viza pe parlamentarii care ar fi luat șpagă pentru a vota o lege care viza organizarea autorității de supraveghere financiară. La vremea respectivă, parlamentarii au refuzat inițial să ofere documentele solicitate, tocmai pe motiv că există și pe site-ul instituției. Acum nu vor mai exista. Mai mult, plenul Camerei Deputaților a aprobat și reluarea votului pe opt proiecte de lege, după controversele iscate de sistemul electronic de vot. Decizia a fost luată prin ridicare de mâini și a vizat toate proiectele discutate în aceeași zi cu legea lui Dragnea pe 17 februarie. Această decizie încalcă prevederile regulamentului Camerei Deputaților care prevede că votul în cazul proiectelor respinse poate fi reluat doar în sesiunea următoare sau majoritatea PSD-UNPR-ALDE din Camera Deputaților și a propus să nu afle cetățenii ce și cum votează, mai ales acum în an electoral?